Astăzi, Asociația Românilor Expulzați în anul 1940, filiala Carei, a organizat în fața prefecturii un protest. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că mai bine de 3 ani de zile nu primesc indemnizația cuvenită potrivit legii 154 din 2021. Legea respectivă specifică faptul că aceasta nu își produce efectele pentru cetățenii cuprinși la litera C și G, adică urmașii românilor persecutați pe criterii etnice în perioada 1940-1944. Potrivit Danielei Ciută, președintele asociației, protestele se vor opri doar când guvernul Ciolacu va conștientiza că trebuie respectată egalitatea în drepturi pentru toți cetățenii României. Vă așteptăm, pentru că cei de la București nu consideră că satul mare ar face parte din România, din moment ce toate județele din nordul Transilvaniei, care sunt pline, sunt pline de urmași de refugiați, sunt discriminați. Toți urmașii sunt discriminați. Noi atunci contăm când plătim taxe și impozite. Atunci contăm. Să vine să-i votăm dacă au obraz. Să vine la noi. Reprezentantul... românilor care atunci s-au sacrificat, nu primește, nu este pus în plată așa cum sunt supuși minoritarii. Să știe că existăm, că nu suntem fantome. Și vă treceți acolo numele și domiciliul. Sunt cele două doamne, luați exemplarul și înăuntru, la dreapta și la stânga, este registratura. Și mergeți acolo și le depuneți. Nu plecăm fără să depunem toate petițiile. Pentru că așa cum plătim taxe și impozite, așa trebuie să beneficiem de toate prevederile Constituției, care spune drepturi egale pentru toți. Spuneți-ne mai multe. Am primit o hotărâre de la Casa de Pensii și decizie de pensionare în data de 1 martie 2021. Deci a treia amânare. Noi, cei din Alianța AUR, facem un apel către guvernul Ciolacu, către guvernul României, ca să trateze toți românii la fel. Dacă alte minorități etnice au reușit să-și primească drepturile, că au fost prin închisori, că au fost deportați, aceleași drepturi trebuie să le aibă și românii și urmașii românilor care au fost refugiați în 1940. Dacă există bani pentru pensii speciale, să existe și pentru drepturile românilor. Sunt unul dintre urmașii refugiaților din 1940, în urma dictatului de la Viena. Fac parte din comunitatea satului Lucăceni, un sat care s-a format în 1924. Abia după 16 ani, după ce am reușit să ne facem un sat, în 30 august 1940, în urma dictatului de la Viena, am fost nevoiți să ne părăsim sate. Ne-am întors după 5 ani, nu ne întrebați perioada aceea pe care noi, mai puțin eu, că eu nu eram născută, dar părinții mei și toți cei din satul Lucăceni au trebuit să o îndure în diferite colțuri ale țării. S-a hotărât ca și noi urmașii refugiaților să avem anumite drepturi, dar se pare că guvernul, indiferent care ar fi el, refuză de 3 ani încoace să aplice această hotărâre. E păcat, pentru că
românii din câteva județe din Ardeal și nu numai, au avut de suferit în urma acestui dictat. Nu ne dorim să reproșăm drepturile altora, ci doar dorim să intrăm și noi în drepturile noastre. Sperăm ca în cele din urmă să se facă dreptate. Ați amintit de satul Lucăceni. Câte persoane ați venit din Lucăceni aici, în satul mare? Autocar au venit, eu stau în satul mare, dar cu în continuare sunt mândră că sunt din satul Lucăceni. Bunicul meu a fost unul din întemeitorii satului, unul din cei 21 de bărbați care au ridicat comunitatea de la Lucăceni și mă simt datoare și chiar onorată să fiu alături de consătenii mei. Au venit cu un autocar în jur de 50 de persoane. E adevărat, mulți au deja o vârstă, vremea și vremurile, ați văzut și dumneavoastră, sunt mai reci, dar au venit și suntem convinși că în cele din urmă dreptatea va trebui să învingă. Suntem discriminați, suntem români, urmașul lui Horea Cloșca lui Crișan, Avram Iancu, suntem discriminați de Parlamentul României, de senatori și deputați. Ne-au abrogat de 4 ani la rând legea 154, cu drepturi. Pentru asta protestăm. Să înțelegem că pe data de 18 veți fi la Guvernul României. Da. Deocamdată de la aparținem. De la aparținem. Pentru că el este cel în măsură care să aplice această rectificare bugetară, în baza căreia Ministerul Muncii să primească banii pe care să-i vireze la casele de pensii. Deci problema cu avocații este una falsă. Deci noi nu dorim să susținem, cu toate că tot respectul avem pentru tagma avocaților, dar noi nu avem posibilitățile de a alimenta cu sume colosale. Rectificarea de buget rezolvă problema într-un timp scurt. Este an electoral, toată lumea vânează acum tot felul de așa. La noi vin în momentul când cer voturi. În rest, suntem abandonați și uitați. Nu e normal. Vă mulțumim, văd că ați reușit să faceți prin protestul dumneavoastră, să aduceți și reprezentanți de la Arad. Și ei sunt urmași de... Ei nu sunt constituiți în asociație, dar se alătură nouă și vom merge împreună, că suntem frați unii cu alții. Toți locuim în România. Astăzi, cu începe de la ora 11, a fost o acțiune de protest de către Asociația Județeană Satu Mare a Românilor Refugiați, expulzați și deportați în urma dictatului de la Viena din 30 august 1940. O delegație formată din 15 persoane pe care am invitat în cabinet perfect pentru a discuta problemele cu care se confruntă. Am preluat acele probleme. Eu, în calitatea mea de prefect și instituția prefectului, voi informa mai departe pe domnul prim-ministru al Guvernului României, pe Marcel Ciolacu, și pe domnul ministru al Finanțelor, pentru a cuprinde această problemă în rectificarea bugetară anului 2024. Sper că această problemă să se rezolve, pentru că la nivel de județ sunt în jur de 3.000 de persoane care sunt afectate de această treabă.